Trezirea de dimineață cu Milan. Ce nu-i bine? Bună dimineața! Ce faceți? Astăzi facem un vlog cu tot programul nostru dintr-o zi, adică de fapt programul meu, în care va fi, bineînțeles, inclus și Milan. Deja ne-am trezit de pe la 8, Milan s-a trezit, o deschis ușa și a plecat prin casă. Se joacă cu mașinile, umblă prin garaj, tot felul. Am mâncat, iar acum mă pregătesc repede pentru că în 20 de minute o să am o ședință. Între timp aștept și curierul, sper să ajungă înainte să am ședința. Dar o să vedeți cum decurge o zi din viața noastră. Este o zi de vineri, așa că o să vedeți un program mai aparte, pentru că vinerea de astăzi este una mai lejeră, așa că haideți să vedem ce facem noi într-o zi. Ce faci, Milan? Ai venit în garaj? Milan, dansezi? Ce nu-ți place? Așa mănânci tu? Cu gura plină? Pe picioare ce ai făcut? Le-ai murdărit? Ai fost în garaj? Îți place castravetele? Da! M-am pregătit rapid pentru ședință. Vă ziceam că astăzi este o zi lejeră, așa că nici nu m-am machiat excesiv. Mi-am dat cu un pic de BB cream și așa. A venit și mami, l-a luat pe Milan, s-a dus afară pentru că eu o să am o ședință cu echipa de social media pentru misarii. Între timp a venit și curierul și vreau să vă arăt noul card pe care l-am eu de la Revolut. Mi-am comandat cardul Metal pentru că și călătoresc destul de mult și mă ajută foarte tare în tranzacțiile pe care le fac în străinătate, în timpul călătoriilor, booking, să-mi văd economiile și așa mai departe, dar vreau să vă arăt cât de tare este acest card, să vă fac un unboxing și să vă povestesc un pic despre el. Așa vine cardul, așa se deschide foarte tare și experiența de a deschide cardurile de la Revolut este super tare. Și acesta este cardul meu Metal. Și greuț, deci se vede că este ceva de calitate. Sunt sigură că ați auzit deja de Revolut, pentru că este folosit de peste 25 de milioane de oameni. Cu siguranță aveți prieteni care l-au folosit. Banca virtuală Revolut te ajută să-ți controlezi foarte bine toate activitățile tale bancare, să economisezi, să faci schimburi valutare, să trimiți bani peste hotare. Vreau să vă arăt și aplicația cum funcționează. Am intrat direct în aplicația Revolut și vreau să vă arăt și vouă cât de ușor se folosește. Eu vreau acum să-mi adaug bani în cont și să vă arăt cât de simplu este. Puteți să vă adăugați direct cu Apple Pay dacă aveți. Hai să punem o sumă de bani, îi dăm cu Apple Pay. Ce mai puteți să faceți cu Revolut este să transferați bani, iar aici în Hub aveți tot felul de instrumente care vă pot ajuta, inclusiv să faceți asigurări de viață, să folosiți acest card în călătorii în momentul în care schimbați bani, să cheltuiți, să vedeți unde s-au dus cheltuielile voastre, deci e super tare aplicația. Sigur, vă plac și vouă beneficiile Revolut pentru că este un card super tare. Este o bancă virtuală unde poți să vezi o grămadă de lucruri care să te ajute să-și gestionezi toate cheltuielile. Eu vă las linkul în descriere pentru că dacă vă faceți cont pe Revolut, ceea ce este absolut gratuit, primiți din partea lor 100 de lei pe care să-i folosiți la cumpărăturile voastre, să vedeți cât de tare este aplicația. Neața. Așa-s, copii. Da. Eu fac acum... Nu trebuie să opresc microfonul. Wow, adică nu. Te auzi pe ecou? Nu, acum nu. Ți-ai schimbat căștile? Da, și data trecută erau aceleași căști schimbate, da. Bine, acum ne auzim cu toți, este o formulă completă. Ca să nu te reținem foarte mult, Daniela, pentru... Cam așa arată viața mea. De obicei. Așa arată viața mea de obicei. De asta nici nu mă vedeți de multe ori pe Instagram super activă, pentru că sunt într-o continuă alergătură. Acum mă duc la unghii. Vă ziceam aseară, nu știu,
când o să postez video, dar vă ziceam că mi s-au îngălbenit unghiile foarte tare și mi-ați scris multe în comentarii, mi-ați scris multe mesajele private că sigur e de la fumat, autobronzant, haine negre, într-adevăr, haine negre și autobronzant, fumat nu pentru că nu fumez, mai pufă-i prostii din alea electrice câteodată când sunt cu fetele la câte o petrecere, în rest nu fumez. Și m-am mai învățat cu Liz așa la câte o țigară, dar extrem de rar. Ne prostim, pentru că nici el nu fumează. Acum mă duc la unghii rapid, după care vin înapoi să îi dau să mănânce lui Milan, să îl culc, să așa și așa, poate reușește mami între timp. Și vin că mai am multă treabă să pregătim lucruri pentru misari. Deci, cum vă spuneam, de-abia respir, pentru că oricum sunt în întârzieri. Eu stau să vorbesc cu voi pe vlog, dar am întârziat vreo 5 minute. Mă duc că mă așteaptă Lori să-mi facă și mie unghiile pentru că arată horror. Îmi vine să țin mâinile tot în buzunar. Am terminat. Acestea sunt unghiile mele. Nu știu dacă se văd bine. Așa arată și mă duc la băieții mei, că sigur vor și dormit, s-au și trezit. Păi de prima dată să iau pâine și mă duc acasă la băieții mei să văd ce fac, sigur o veni și cu Liță, pentru că au fost plecat de dimineață cu treburi pe la Deva și am să văd ce-o rezolvat. Plouă foarte urât afară, horror, nu-mi place ploaia deloc, 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 deloc. Mi se pare super ciudat să fac chestia asta, deși de multe ori și când fac Q&A-uri, chiar astăzi am făcut un Q&A, mă întrebați dacă de ce nu fac daily vlog sau măcar să mai fac vloguri cu o zi din viața noastră. Și mi se pare greu, sinceră să fiu, să țin, adică, na, îi apreciez pe oamenii care fac daily vlog, pentru că mi se pare foarte greu să încerci să te filmezi în fiecare punct al zilei. De exemplu, eu astăzi probabil am ratat câteva. Dar mi se pare greu. Știu că vă plac și o să încerc, dacă vă place și acesta, să mai facem. Teoretic, eu într-o zi normală pe care o am, mă trezesc de dimineață, stau cu Milana, îi dau să mănânce, după care plec la birou. În zilele în care este nevoie, stau destul de mult la birou, pentru că e nevoie să facem tot felul de lucruri. De exemplu, în zilele cu lansarea a fost perioada cea mai încărcată și până la Crăciun am stat și până la 9 seara la birou. Chiar dacă zice lumea că îți faci o firmă și ești propriul tău șef, stai mai mult decât stau angajații în cele mai multe cazuri, mai ales la început când vrei să crești un business. Și cam asta fac. Culiță doarme și el până pe la 10, îl ia el pe Milan înainte să-i schimbăm programul de somn. Era super tare pentru că eu mă trezeam la 8, băieții încă dormeau, se trezeau pe la 10-11 amândoi pentru că Milan dormea foarte târziu. Și cam asta era, se trezea, avea, stăteau împreună și când veneam eu înapoi de la birou, ne continuam ziua toți trei. Era foarte tare pentru că reușeam să îmi fac programul, pentru că Mila nu se trezea până la 10 și reușeam să plec mult mai repede la birou. Dar acum am schimbat puțin programul. Și cam asta este. Seara eu de obicei împreună cu Culiță mergem la sală. Astăzi nu cred că o să merg, săptămâna asta eu sincer să fiu, nu am fost deloc pentru că poliartrita mea nu mi-a dat voie. Am avut niște dureri foarte mari din cauza cărora am și decis să-mi încep tratamentul un pic mai repede. Mi-am început tratamentul de ieri, tratament pe care nu l-am mai luat dinainte să fiu însărcinată. Și l-am resimțit, sincer să fiu, mai ales iarna aceasta. Dar o să mă duc și în Austria la un medic să mă vadă, pentru că nu... Se pare că nu-i de joacă. Eu am crezut că e ceva așa, da, nu necesită prea multă grijă, dar e o boală destul de urâtă, pe care dacă o neglijezi, îți dă de furcă, pentru că nu poți să faci multe lucruri. De exemplu, eu când mă doare foarte tare, când mă dor foarte tare mâinile, nu pot nici măcar să deschid o sticlă cu apă. Și da, acum ajung acasă, de-abia aștept să văd ce fac, dacă dorm sau s-o trezit. Eu tot cu pâine în brațe, băieții nu s-au trezit, mă duc să văd ce fac. Păi ce faci, mă, acolo? Bună ciorba! Bună, da, dar să mi-au face figuri. Ce vrei de acolo? Vrei vișni? Mâncă tata! Că mi-arată... A, că
Ce? Cu farul. Cu farul. Da, uite, mai mâncăm încă o gură. Bravo! Așa că e bună stupica. Nahai. După aia primești și castronul ăla. Stai că pufarinii mănânci după aia, că acum trebuie să mănânci mâncare, da, să crești mare. Vreau să întreb mamele, când dați de mâncare copiilor, faceți voi așa? Toată lumea. Toată lumea face așa, am văzut-o și pe Leana. Ce râde. O grămadă de prieteni mi-au atras atenția. Știi tu, dar de ce caști și tu gura? Cum face mama? Cască că gura vrea să mânce și ea. Ia. Aoleu. Ce bun. Ia, dă că mâncă tata de acolo. Nu, 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 nu. Bun atunci, ia tu. Vezi, ca să nu dea la tata lui, mâncă el. Bă, la nimeni nu vrea să dea. De ce e zgârcit? Sper când ești mare să nu fii zgârcit, că taică tău și mumăta nu, adică mumăta nu, mai chipzuită așa, dar nu zgârcită. Dar taică tău ca mână largă. Nici ca tată tău nu-i bine să fii, dar nici ca mumăta, așa, jumii, jumătate. Mai bine ca mamă, mai bine, mai bine. Nu. Bani, să nu fii, că vezi, doar ceva, poți să fii. Ce-i dragostea mea? Ce faci cu mâinile astea? Unde-i tata? Ce scump ești. Poftim? Ce mare ai crescut, îmi vine să te mânc. Când mă uit la el așa câteodată în pat cum doarme, vine să-l mânc direct. Cât e cât pat de mare. Da. A, uite, ți-au adus mami pufarinii? Ce vrei din ură? Trebuie să-i mănânci cu lingura. Fain. Vrei să-ți spune la mami lapte, nu? Nu? Bine, mănânci așa. Dă-și mie. Dă-și mie o câteneță. Dă-și mie pară. Dai și mine. Nu. Cum nu? Dă-i și la ta. Îi dau o pupă la mami. Nu. Mua, 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 mua. Ce faceți? Ne certăm. Eu vreau să mă uit la muzică și el vrea să uite la desene. Da, Milan. Așa facem, ne certăm. Ce faci? Dă-i o pupă la tata. Dă-i o pupă. Au, au, ăla-i grivei. De ce nu? Nu mă las să dea o pupă la mama. De ce nu? Vrei numai tu să o pupi? Hai să dau o pupă. Ne lasă că mă pupă tati și pe mine. Mă, mami, mă. Așa face mașina de poliție. Wow, wow. Chiar de cine ne-a trimis bunii. Ne-a trimis mama Geta mucenici și cornulețe cu brânză. Azi dimineață am mâncat mucenici făcuți de mami, mă, nu pune ketchup pe ei. Și acum mănânc de la mama Geta. Vrea să se joace cu tine? Ce face, mami? Ce-ai acolo? Mucenic? Vrea să ți-l pape. Nu, ia-l de pe jos, mami. Ia-l să nu-l... să nu pună păr pe el. Ia-l și papă-l. De aici, în jos. Uite, de aici. Așa. Stai. Gata, să dasăm. Te distrezi? Hai sus! Hai și mai pune o melodie. Alo, sună telefonul. Ia, puneți o melodie să dansezi. Bravo, hai dansează, cum dansezi?
Pa, pa! Bună, ți-ai luat șterici și ai plecat. Ți-ai luat orga și ai plecat? Luat orga și plecat, minune! Hai să vedem câte din astea ai tu aici. Uite, dinozaurii. Da! Acum mă duc să-ți fac. Uite, mami! Dinozaurii! Vrei să facem asta cu legume? Sau cu animale? Uite, și asta cu animale. Care o vrei? O vrei pe asta sau pe asta, la altă? Uite! Lasă câte are. O grămadă. Deci astea sunt preferatele lui. Pe care o vrei, mami? Pe asta cu mașini? Ia lui Ian cu mașina asta. Ambulanța. Și mașina de pompieri? Bravo! Na, ce faci? M-a ajuns să-i fac la tati niște vită. Ce cauți acolo? Închide ușa. Hai să luăm din frigider. O să facem o vită. Sper că e bună, că asta n-am mai probat-o. Hai, urcă-te în pat. Să facem nani, hai. Așa pune de locul tata, bravo. Și acopere de acum. Papa. Papa. Nu. Nu vrei? Na, bine. Lăsăm așa, da? Na, stai jos, hai să facem nani, hai! Stai în pat, ești fericit? Vezi să te pun la tine în pătuț, treaba ta! Vrei să te pun la tine în pătuț? Nu! Nu? Na, atunci stai, hai să facem nani, gata, hai! Cum e în brațe cățelul? Așa, iubire lui mamă. Oh. Zin papa. Papa. Ne vedem în alt vlog. Papa. Pa.